Deputatul PNL Ioan Balan a adresat o întrebare Ministrului Dezvoltării Regionale Paul Sănescu prin care a cerut precizări referitoare la programul național privind alimentarea cu gaze naturale a localităților rurale. Ioan Balan solicită ministrului să precizeze cum va fi finanțat programul național privind alimentarea cu gaze naturale, știindu-se că asemenea investiții sunt extrem de costisitoare. Deputatul PNL se întreabă în interpelare dacă se va transfera și această povară financiară a programului tot pe seama bugetelor locale. De asemenea, deputatul Sucevean îl întreabă pe ministru de ce nu se utilizează fondurile nerambursabile pentru a finanța acest program, având în vedere faptul că performanțele Ministerului Fondurilor Europene sunt extrem de modeste și că peste 27 de miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile se află încă la dispoziția României. În cadrul de programare bugetară 2014-2020, liderul PNL mai solicită precizări referitoare la modalitatea prin care vor fi stimulați operatorii economici care distribuie gaze naturale în scopul interconectării rețelelor comunitare de gaze naturale și dacă se va implica ministerul direct în negocierile cu mari operatori din sectorul gazelor naturale.